Acestea sunt 15 lucruri secrete pe care trebuie să le afli din capitolul 4. Dar înainte de asta, nu uita că degeaba joci Fortnite dacă nu ai anătă un RP și o păcer. Chiar dacă nu foarte multă lume vorbește despre această opțiune, în capitolul 4 ai posibilitatea să lovești zăpada și să creezi un bulgăre imens de zăpadă, ceea ce îți oferă abilitatea să intri și în el, adică este o nouă metodă de movement. Pur și simplu lovești zăpada și se creează acest bulgăre imens. Cât de tare ești! Bineînțeles, poți face asta împreună cu prietenii tăi. Acum există posibilitatea ca lângă tine să se spawneze niște rifturi complet random din foarte multe dimensiuni. Ideea este că lângă tine se poate spawna cam orice, ceea ce este destul de dubios, trebuie să recunosc. Există diferite personaje sau lucruri care se pot spawna lângă tine, dar ceea ce mi se pare mie cel mai interesant este că există un rift unde se pot spawna fix 3 lame. Consider că unele portale sunt puțin mai norocoase, iar altele foarte norocoase pentru că se pot spawna și foarte multe chesturi lângă tine. De la începutul Fortnite-ului, Slurp Juice-ul a dominat pur și simplu Fortnite-ul. Deci, din câte știți și voi, a existat doar Slurp Juice-ul pe toată harta. Dar cel mai interesant lucru este că în capitolul 4 acest lucru s-a schimbat, iar Slurp Juice-ul aparent i-a cam luat locul. Dacă cercetăm puțin harta, observăm că Slurp Juice-ul pur și simplu are propria lui locație și propria lui fabrică. Însă Slurp Juice-ul nu este în cel mai bun loc și vedem că lucrurile nu stau atât de bine precum mi-am dorit. Credeți că Slurp Juice-ul mai are vreo șansă sau... Probabil că în momentul în care ați urmărit trailerul de la Chapter 4, ați crezut că Zero Point-ul a dispărut pentru totdeauna, însă nu s-a sfârșit. Dacă urmărim cu atenție trailerul, observăm că în centrul hărții, Zero Point-ul a intrat cumva sub pământ. Coincidența face ca în mijlocul hărții să existe o locație destul de interesantă, dar relativ secretă, unde observăm o placă de piatră unde ar putea fi ascuns și Zero Point-ul. Sunt foarte curios de această informație pentru că ar putea schimba cu totul povestea Fortnite-ului. Deci asta înseamnă că ne putem aștepta la o revenire a Zero Point-ului? Chiar dacă am observat cu toții ceea ce s-a întâmplat în momentul în care ne-am luptat contra Heraldului, ei bine, cred că lucrurile nu s-au terminat aici. Desigur, mulți dintre noi ne-am fi așteptat la cu totul altceva decât s-a întâmplat la acel eveniment, dar ideea în sine nu se bazează pe acest lucru. Chestia ciudată este că Heraldul nu a dispărut, ci ea există pe hartă. Chiar dacă la prima vedere observăm că Heraldul este acum stană de piatră, există posibilitatea ca ea să își facă revenirea. Dar în opinia mea, acest lucru nu prea sună în regulă. Trebuie neapărat să stăm cu ochii pe Recon Drone, care este o dronă care a fost licuită în trailerul acestui capitol și mi se pare foarte interesantă. Modul în care funcționează această dronă este momentan necunoscut, nu știm dacă este un item neapărat sau dacă funcționează în alt mod, dar coincidența face că această dronă să existe și în Valorant, iar diferențele sunt foarte mici, eu nu înțeleg. Adică uitați-vă cât de asemănătoare sunt și cred că funcționează tot la fel. Însă un lucru pe care nu-l are Valorantul este Mr. Beast. Da, precum foarte mulți dintre voi ați observat în trailerul acestui capitol, ei bine, Mr. Beast își va face apariția foarte curând în Fortnite. Desigur, el va fi un skin care va fi lansat în item shop pentru că în Battle Pass nu mai are cum să apară, dar dacă ne gândim puțin ce joc îl mai are pe Mr. Beast până la urmă, nu? Sunt foarte curios dacă Mr. Beast va avea și propria locație. Cum ar fi să apară și restaurantul lui cu burger? Fortnite, te rog frumos, fă asta! Nu-mi pot da seama care este motivul pentru care cei de la Fortnite au făcut acest lucru, dar cea mai iubită locație din Fortnite se află acum într-un loc foarte dubios. Se pare că singura clădire, acesta fiind turnul din Tilted Tower, se află într-o locație ciudată rău de tot, se află într-o peșteră. Ar putea fi acesta doar un teaser pentru revenirea Tiltedului? Să sperăm că turnul acesta din Tilted Towers nu va rămâne aici pentru totdeauna. Vreau ca Tilted să se reîntoarcă. Nu foarte mulți au observat acest lucru, însă cea mai rapidă mașină din Fortnite nu mai există acum pe hartă, ceea ce este dubios. Pe hartă putem găsi diferite tipuri de mașini, dar nu putem găsi fix una dintre ele, adică pe cea mai rapidă. Aparent, Whiplash-ul a fost eliminat din Fortnite, deci în capitolul 4 nu o mai găsim. Desigur, în locul ei au apărut motocicletele și vor apărea și alte tipuri de motociclete pe hartă, dar care este oare motivul pentru care mașina aceasta a fost eliminată? Chiar nu știu. Pe insula de la Spawn se află unul dintre cele mai mari secrete și, sincer, este și un mister în același timp, pentru că dacă ne uităm în locul în care se află Battle Pass-ul înainte să plece, observăm că se află și semnul de la Imagine Order. Deci, cred că treaba asta nu s-a terminat nici acum. Sunt foarte curios când se va termina această poveste.
poveste. Fortnite s-a ocupat foarte mult de interiorul caselor în chapter 4 și trebuie să recunosc, chiar s-au descurcat de minune. Există o anumită cameră într-o casă din Frenzy Fields și trebuie să o vedeți neapărat. Interiorul acesta este uimitor și în plus de asta este realistic, adică pare să fie camera cuiva. Din câte vedeți, aici este plin de postere cu Rocket League, ceea ce este ciudat, bineînțeles, dar uitați-vă cât de diferit este Fortnite-ul acum, e mult prea tare. La lansarea noului capitol, nu toată lumea a fost atentă la trailer, dar acolo s-au aflat foarte multe secrete importante. Ideea este că foarte multe lucruri pe care le-am văzut sau care au fost observate în acest trailer nu au fost adăugate de la începutul acestui sezon, ci urmează să fie adăugate pe parcurs, ceea ce face ca lucrurile să fie din ce în ce mai interesante. Există un anumit lucru despre care vreau să vorbim, iar acesta este shield-ul acela, care este cam necunoscut. Pe partea dreaptă, în trailer, putem observa skin-ul Geno, care ține un fel de shield destul de gigantic în mână. Ei bine, shield-ul acesta, sau itemul în sine, momentan nu a fost lansat, dar va fi lansat cu siguranță pe parcursul acestui sezon. Ideea este că la un moment dat am observat cum shield-ul acesta nu mai este ținut de un player, deci cred că poate fi pus undeva. În opinia mea, asta schimbă cu totul jocul și, sincer, meta-ul va fi complet diferit. Un mic detaliu care totuși este foarte important în capitolul 4 este că cei de la Fortnite s-au ocupat de damage. Nu vorbesc despre damage-ul în sine, ci vorbesc despre numărul acela de la damage. Din câte vedeți, acum numărul acela se acumulează, adică damage-ul pe care îl dai se acumulează, ceea ce este foarte tare. Până în capitolul 4 observam damage-ul pe care îl dăunăm la fiecare hit, dar acum acest damage se adună și asta chiar te ajută. Chiar sunt curios de ce au luat această decizie fix în capitolul 4, adică totuși au trecut 5 ani. Chapter 4 ne ascunde foarte multe lucruri, precum și o cameră secretă pe care cei de la Fortnite tocmai au adăugat-o. Însă, această cameră are și o explicație, chit că este vorba despre o cameră secretă pe care o găsim în această locație destul de ciudată. Personal, nu m-aș fi așteptat ca aici să fie o astfel de cameră secretă fix în locația asta, dar aparent camera aceasta chiar există și este secretă. Înăuntru găsim diferite obiecte și probabil și foarte multe conserve de ton și cred că v-ați dat seama despre ce personaj este vorba. Adică totuși a atârnat și un poster cu el până la urmă. Meowsels, ce faci tu aici? Eu nu înțeleg. Dar aceasta nu este singura locație care ne ascunde ceva. În Slappy găsim o locație foarte interesantă care este mai exact un studio de tatuaje numit și Octo Ink, iar înăuntru este ca și o lecție din istoria Fortnite-ului. Găsim diverse obiecte care au făcut parte din alte capitole sau chiar și sezoane, plăci de skateboard de la diferite challenge-uri, dar și un perete dedicat lui Chaos Agent, ceea ce este foarte, foarte interesant. Cine știe ce alt secret se mai află în această locație? Nu uita și tu să spargi butonul așa cel de like și bineînțeles să te abonezi cu clopoțelul ca să nu ratezi niciun episod de pe acest canal minunat.